scăldatul este una dintre procedurile de bază pentru îngrijirea câinilor. Cât de des ar trebui să fie spălați câinii și de ce depinde acest lucru? Contează ce șampoane folosim? Cum să convingi un câine să facă baie? Baia prea frecventă dăunează câinelui? Citiți mai departe. Câinii au reacții foarte diferite la scăldat. Unii fac baie calm, dar există și câini pentru care baia este răul suprem. Cel mai complicat este când sunt reticenți la baie acei câini cărora le place să se rostogolească în bălțile murdare sau mai rău, în alte locuri urât mirositoare. Deci, cât de des ar trebui să-i faci baie câinelui pentru a-i asigura confortul? Și pe al tău, și poate dăuna scăldatul prea frecvent. Cât de des facem baie cățeilor? Cățeii tineri nu au nevoie de baie în primele câteva săptămâni. De curățenia lor are grijă de obicei mama. După ce ajung la noi acasă, cel mai des în jur de 10 la 12 săptămâni, merită să le acordăm timp să se acomodeze și să se simtă în siguranță. Mirosul mamei de pe blană îi va ajuta cu siguranță în primele zile dificile. La început, merită deci doar să îi ștergem dacă este necesar și să le curățăm ochii, boticul sau lăbuțele. Amânarea primei băi este de asemenea bună pentru întărirea imunității cățelului. Prin urmare, prima baie este cel mai bine să se facă la câinele de 3 la 4 luni, de preferință după ce acesta are deja toate vaccinările. Excepție este situația în care luăm câinele din condiții rele de creștere sau de la adăpost. În acest caz merită să-i faceți baie mai devreme pentru a scăpa de toate microorganismele și bacteriile. Prima baie a câinelui. Prima baie a cățelului este un eveniment foarte important. De ea depinde adesea atitudinea ulterioară a câinelui nostru față de baie. În primul rând, merită să vă asigurați că decurge într-o atmosferă calmă. Câinele nu trebuie scăldat cu forța, ci obișnuit ușor cu apa. Dacă vedem că patrupedul este foarte speriat, deseori merită să lăsăm și să mai facem o încercare peste câteva zile. Snack-urile pentru câini pot fi utile. Vor face ca vremea scăldatului să se asocieze pozitiv. Câinii ar trebui să fie scăldați la o temperatură de aprox 37 grade. Este important să stea pe un covoraș antidrapant, astfel încât să se simtă încrezători în primul rând și, în al doilea rând, să nu alunece accidental și să se rănească. După baie, trebuie să ștergeți bine câinele cu un prosop, iar în cazul blănii lungi, uscați-o suplimentar cu un uscător, direcționând aerul rece spre câine. În timpul scăldatului, este de asemenea important să folosești șampoane delicate destinate cățelușilor. Dex, Optin 1 șampon pupi 250 ml. Acestea sunt produse cosmetice neutre, care protejează pielea sensibilă și blana delicată a cățelului. Vezi oferta șampoanelor pentru câini cât de des facem baie câinelui. Frecvența scăldatului unui câine adult depinde de tipul blănii, de activitatea și obiceiurile acestuia. Câinele de canapea care iese doar la plimbări liniștite va necesita o regularitate diferită decât câinele iubitor de activitate fizică intensă. Cel cu blana lungă, alta decât câinele cu păr aspru, la fel depinde și de confortul subiectiv ale proprietarului, mai ales când câinele doarme într-un pat comun. Se consideră că majoritatea câinilor nu ar trebui să fie scăldați mai frecvent decât o dată la 3 la 6 luni, cu excepția acelor rase, care datorită structurii unice a blănilor, necesită băi mai frecvente. Cât de des scăldăm un câine corcitură? Totul depinde de cum arată. Cei cu blana mai lungă vor necesita băi mai dese. Cei cu părul scurt ar trebui să fie pieptănați mai des sau să fie spălați cu apă fără șampon. În mod similar, merită să clătiți câinele cu apă curată după scăldatul în râu, lac sau mare pentru a îndepărta orice murdării, cum facem baie unui bichon maltez, York sau Shih-Tzu. Blana mătăsoasă ale acestor rase necesită un tratament special. Structura sa seamănă cu părul uman. Murdăria pătrunde și rămâne pe el mai ușor. În plus, bichonul maltez are o blană albă pe care se vede orice murdărie. În cazul acestor rase, băile constante, chiar și odată pe săptămână sau la două săptămâni, nu vor face rău, ba chiar sunt o necesitate. Pentru a menține blana și pielea în stare bună, câinii acestor rase îi spălăm la fel ca pe toți ceilalți.
adică în apa la o temperatură de aproximativ 37 grade, folosind preparate destinate acestor rase, șampoane și balsamuri. După baie, este necesar să uscați câinele cu aerul rece al uscătorului și să pieptănați bine blana. Cum alegem șamponul pentru câine? Oferta de produse cosmetice pentru câini, șampoane și balsamuri este foarte bogată. Atunci când alegeți, merită să vă ghidați după calitatea înaltă și potrivirea în funcție de tipul de păr. Un șampon selectat corect poate accentua culoarea și structura blănii și asigura moliciunea și strălucirea acesteia. Gama de șampoane include și șampoane antialergice, antimătreață și șampoane uscate. Acestea din urmă vor funcționa atunci când vrem să reîmprospătăm rapid blana câinelui, fără să fie nevoie de baie. De exemplu, la câinii bolnavi sau cei care se tem de apă, ce-i de făcut atunci când câinele nu vrea să fie spălat? Reticența câinilor față de baie nu este o raritate. Poate fi din cauza experiențelor proaste sau din cauza stresului legat de experiențele noi. În acest caz, merită să îți obișnuiești treptat câinele să se scalde, lasă-l să se obișnuiască cu încăperea băii, să-și ude ușor labele, obișnuiește-l cu apa curgătoare, iar apoi toarnă-i ușor apă pe burtică și spate, recompensând de fiecare dată progresul și comportamentul calm al câinelui cu snack cu puncte puncti. Ca și în cazul oricărui antrenament, răbdarea este cheia succesului. Dacă la oricare din etape câinele se sperie și vrea să fugă, nu-l ține cu forța și nu-l obliga să facă baie. Lasă-l să se retragă, iar apoi, după câteva zile, încearcă din nou. Snack-urile, sentimentul de siguranță și obișnuirea răbdătoare a câinelui cu scăldatul vor aduce cu siguranță rezultatele dorite după un timp. Natalia Bach.